tradus lucrul acesta. Comisia Europeană este îngrijorată de faptul că în funcțiile importante din aparatul administrativ central și local sunt numiți clienți politici, oameni care nu au nicio cădere, nicio experiență profesională pentru a acoperi responsabilitățile postului care a fost numit, că avem o clasă politică, de fapt, construită pe claruri politice și care aduce în față și, din păcate, ne pune și viețile la îndemâna lor, care aduce în față oameni fuduri, incompetenți, ticăloși, hoți, care nu doar că ne fac bine, că nu ne fac bine, ne fac rău. Toată zgura vieții politice românești se regăsește în administrație, în posturi importante din administrația centrală și locală. Numirile în posturi cheie. Aceasta este expresia raportului Comisiei Europene. Și cum să nu se îngrijoreze Comisia Europeană? Sau oricine altcineva, un cetățean al României, în clipa în care constată că unul dintre principalii responsabili ai tragediei este un domn care n-a făcut aproape nimic în viața lui, în afară de a se certa cu fosta sa consoartă, la 6 luni după ce s-au căsătorit, pe motiv de perdere. E vorba de fostul secretar de stat Kiper, care a fost demis în urmă cu câteva ore din funcția pe care a ocupat-o la Ministerul de Interne. De asta o și spun, ca să ne înțelegem. Deci, personajul acesta, celebru doar pentru faptul că a reclamat perdele de la fosta sa nevastă, un zero absolut, ajunge pe seama prieteniilor politice și a sprijinului pe care îl dau tot felul de mari nume ale PNL-ului și ale USL-ului. Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, care răspunde direct pe activitatea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.